Toate cărțile strânse în campanie vor fi donate bibliotecilor școlare. Am demarat o campanie intitulată Donează o carte pentru neamul tău de departe. În concret, această campanie constă în faptul că vom strânge de la diferite persoane care vor să doneze, vom strânge cărți pe care le vom dona direct sau prin intermediul altor persoane către instituțiile școlare sau către elevii etnici români din Maramureșul de peste Tisa, din Transcarpatia. Am stabilit că oricine poate să, oricine dorește, are disponibilitatea de a dona niște cărți și de a ajuta pe acești oameni să ne contacteze sau să ducă direct cărțile la sediul USR Maramureș, care e în același loc cu biroul parlamentar din Baia Mare. În ultimul an, deputatul a făcut din fonduri personale două acte de donare de carte, dar nevoia este mult mai mare. Vlad Emanuel Duruș se bucură că inițiativa sa este apreciată și sprijinită de maramureșeni. Am contactat deja persoane avizate din Transcarpatia, indiferent că vorbim de Slatina, fix situat exact peste Tisa vis-a-vis de să zic așa, de Sighetul Marmației sau de Apșa, și aceste persoane le vor distribui către diferiți elevi ce au necesități pentru carte românească sau pur și simplu vor intra în fondul școlilor aflate în zonă. De altfel, nu e prima dată când donăm cărți, am mai donat și în trecut, doar că nu la acest nivel, adică nu am demarat o campanie. Deci au fost mici donații pentru liceul românesc, exemplu, în Slatina, atunci am donat odată, sau pentru persoane, pentru elevi, cum spuneam, individual, pentru că au nevoie de astfel de cărți, de literatură românească, este foarte, foarte utilă pentru cei aflați în Ucraina. Sunt așteptați să doneze toți cei care sunt solidari cu lupta românilor din dreapta Tisei de a-și crește copiii în spiritul păstrării culturii, limbii și tradițiilor naționale, sau toți cei care doresc să facă un gest de centenarul Marii Uniri și să doneze o carte pentru neamul de departe. Cei care doresc să doneze o carte o pot face zilnic la sediul USR Maramureș din Piața Libertății numărul 15, clădirea M3, în intervalul orar 10-14.